Hei, hei, hei! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube, numele meu este Larisa și astăzi despachetăm, deschidem și încercăm un nou aspirator Dyson și anume Dyson V15 este cel mai nou aspirator Dyson, de fapt este pe piață de aproximativ un an de zile și o să vorbesc despre cost, o să vorbesc de ce l-am ales și după cum se vede eu mai am un Dyson și anume un Dyson V10 pe care l-am cumpărat în 2019, nu cred că era cel mai nou atunci. Însă, da, vreau să fac să vă vorbesc puțin despre acesta, de ce am ales să cumpăr altul, preț și toate alea. Da, V15 este cel mai nou pe piață acum și sunt tare încântată să îl cumpăr. Primul aspirator Dyson și anume acesta, primul fără cablu, pentru că mai am un aspirator mic Dyson. Sincer, în America e foarte întâlnit brandul Dyson și țin minte că după ce m-am mutat în state, cred că în al doilea an, mi-am cumpărat un aspirator Dyson care e cu cablu, care funcționează perfect, e micuț, trage totul, e extraordinar. Însă, odată cu apariția lui Johnny, băiețelul nostru în viața noastră și a, nu știu, mizerilor de pe jos, a mâncării de pe jos, a filmiturilor, a multor chestii care sunt pe jos, îmi este foarte greu și urăsc să trag aspiratorul, scoate cablu, bagă-l în priză, aspiră. De multe ori dădeam cu mătura, numai ca să nu trebuiască să scot aspiratorul și să scot cablul la aspirator. Și, într-un final, mătușa mea m-a convins să-mi cumpăr un Dyson, pentru că ea îl încercase și i-a plăcut foarte mult și a zis că se merită. Am zis, ok, hai că îmi cumpăr și eu unul. Partea interesantă că acesta l-am cumpărat în 2019 și era V10, și a fost la timpul respectiv $700. Acum V15 l-am cumpărat cu $750. Deci, da, au trecut 4 ani de zile și a crescut în preț cu $50. Cred că este și din cauza faptului că mai multă lume le cumpără, deci atunci e mai ieftin să le produci. Dar, da, e interesant, pentru că multe chestii s-au scumpit extraordinar de mult, dar astea s-au scumpit puțin. Bine, prețul în general este ridicat, adică un aspirator de $700 este un aspirator scump. Însă ce îmi place mie e, din nou, faptul că pot să îl am la îndemână foarte ușor. Văd niște filmituri aici, pot să-l scot fără să dureze tot procesul 10-15 minute. Trebuie să scoți aspiratorul și cablul. Trage foarte mult. Și pot să aspir un covor care cred eu că nu are nimic pe el, însă se umple asta de praf, e așa, o chestie gri, praful și există poluare, există foarte mult praf, în special în LA, nu știu, în alte orașe, dar la noi există foarte mult praf și trage foarte bine de peste tot, asta îmi place. De ce am ales să-mi cumpăr un alt aspirator? Este pentru că nu ține bateria foarte mult la acesta. Și te gândi, păi de ce ți-ai cumpărat altul dacă nu ești mulțumită de baterie? Cred că este și greșeala mea. În timpul pandemiei l-am ținut în priză mult prea mult. Nu mă duceam, gata, s-a încărcat, scoate-l din priză. Am observat problema asta în pandemie. Cred că încă era în garanție și puteam să-l schimb. Însă nu am făcut asta pentru că nu vroiam să mă duc să depun coletul și toate astea. Și da, a fost și vina mea. Cred că este un aspirator bun, dar trebuia să am mai multă grijă de el. Ce o să fac acum cu două aspiratoare este, o să-l duc pe acesta în Montana, noi avem un apartament la munte și fiind un apartament foarte mic, aspiră foarte bine. Nu mă înțelege greșit, aspiratorul încă aspiră, funcționează perfect, poți să aspiri sufrageria și un dormitor fără nicio problemă. Însă, are aici trei trepte. Mic, mediu și mare. Adică asta e forța cu care aspiră. Dacă îl pun la mare, nu mi-ajunge decât vreo un minut să aspir. Dacă îl țin la mediu, mă ține vreo 5-10 minute să aspir toată sufrageria și dormitorul sau sufrageria și bucătăria, însă nu pot să fac toată casa dintr-o încărcare. Și din cauza asta sunt nemulțumită de el, dar pot să trăiesc și așa cu el. Da. Ok, atâta suficient am vorbit despre aspiratorul vechi. Hai să-l deschidem pe cel nou, că sunt tare curioasă
și o să am mult mai mare grijă de el și dacă nu funcționează bateria, o să îl trimit înapoi la garanție, pentru că, da, după cum am spus, este un aspirator scump. Există aspiratoare robot, precum Roomba, pe care poți să le pui, să dai drumul prin casă și el aspiră pentru tine. Sincer, noi avem o doamnă care mă ajută la curățenie și nu e ceea ce avem nevoie. Adică, pentru mine, care am nevoie să aspir toate firmiturile repede, un Roomba nu ar funcționa pentru că nu ăla e scopul. Mie trece ceva repede, nu să-l las peste noapte să-mi curețe casa. Da, așa arată în interior. Aici cred că este bara. Multe atașamente. Aici este aspiratorul. Interesant. Este încărcat, funcționează și are aici meniu. Are un meniu electronic, adică are un ecran, celălalt nu are asta. Să îl încarci înainte să-l folosești prima dată. Ok. Mai multe atașamente. Asta cred că este de pus pe perete. Poate o să-l pun și eu un acolo unde îl țin, nu știu. Încărcătorul și o să-l pun la încărcat acum pentru a-l putea încerca cu voi. Nu o să fie un full review pentru că trebuie să-l folosesc puțin, dar m-am gândit că într-o săptămână, două, o să fac un review al produselor Dyson pe care le am, pentru că am ceva produse Dyson și mai îmi adresați întrebări despre ele. Din nou, nu este un video sponsorizat de Dyson, nu că ar fi o problemă cu asta, însă mie îmi plac produsele lor, sunt mulțumită de ele până acum și am câteva și pot să-ți spun ce-mi place și ce nu-mi place la ele. Toate atașamentele astea. Acesta este pentru... trebuie să citesc. Hai să vedem, că sunt diferite decât celălalt. Cred că asta e pentru parchet. Pentru parchet? Nu știu. Ok, are mai multe atașamente decât celălalt, cred. Da, acesta este pentru covor. Și îmi place că se mișcă în tot felul de poziții, ca să poți să-l bagi sub canapea, de exemplu. Da, super. Ok, e mai mobil decât celălalt. Interesant. Deci atașamentul acesta mare este pentru covoare și pentru a nu se... Da, acesta este pentru covoare și aceasta este pentru, în special pentru praf, care și-a precum o, ceva din catifia făcut. Super interesant. Și cel mai mult îmi place la Dyson-uri, la aspiratoare, și am la toate, este acest capăt. Atașament, pentru că poți să-l bagi în multe locuri micuțe și să aspiri cu el. Așa. Și asta este pentru mizerie care e încăpățânată și nu vrea să se aspire. Ha, interesant. Ok. O să îl las la încărcat și pe urmă o să aspirăm puțin cu el, să vedem cum e, așa un first impression, o primă impresie, e la 35% acum, este ora 12:35, să vedem cât durează până se încarcă în totalitate. E neagră țeava asta. Și diferența pe care o observ este că asta este imprimat, V15 pe el, pe când celălalt, V10-le, are un acțibild,
care deja se deslipește. Oricum nici nu mai văd că e V10-le, trebuie să mă uit pe e-mail să văd care e, să-l și deslipesc. Dar da, cam așa arată un aspirator Dyson după 4 ani de zile, încă funcționează. Filtrele acestea trebuiesc spălate și am câteva să le și în... să le și înlocuiesc și îl spăl cu apă și cu săpun și până mă las cel puțin 24 de ore să se usuce total afară în aer și cu soare și până mă pot să-l refolosesc. Dacă ăsta se umple prea mult de praf, nu mai aspiră. Adică se oprește aspiratorul și spune că nu aspiră. Ce îmi place este un alt plus la aspiratorul ăsta, că nu ai saci, nu trebuie să le schimb sacii. Noi odată pe săptămână îl golim, se golește foarte ușor, cred că e destul de gol acum, dar nu vreau. Doar apeși pe asta în sus și în jos și se deschide asta și iese tot praful de acolo. Da, e foarte ușor de folosit. Sunt mulțumită de acest aspirator. Cred că e primul aspirator care îmi face plăcere să aspir, dacă aș putea să spun asta. Adică nu e o corvoadă. Ah, este mizerie pe jos și trebuie să aspir. Ok, gata, te las, mă aștept să se încarce și pe urmă revin cu o primă impresie și poți să-mi lași în comentarii să-mi spui dacă vrei să fac un full review, după cum m-am gândit eu, a produsului Dyson. Am mai vorbit despre Airwrap, pe care îl folosesc pentru păr. Am avut și uscător de păr, dar pentru că Airwrap-ul are și uscător de păr, uscătorul de păr l-am vândut. Am și un ventilator și o unitate care ventilează aerul, curăță aerul și dă și căldură. Așa că aș putea să fac un review al produselor Dyson. Ok, este 3:25 și s-a încărcat într-un mare final aspiratorul. A durat mai mult. Sincer, primul 5% de la 35 la 40 a mers mai rapid, dar probabil când era din fabrică nu era 35%, era mai mult, spre 40. Dar da, diferența, nu știu dacă o văd, mari diferențe între ăsta și celălalt. Ecranul este un ecran, nu este doar, da, aici nu avea nimic înainte. Filtrul e diferit pentru că aici avea o bucată de plastic, acum are gaură pentru ecran și îți spune că pe mediu e plină bateria, de unde schimb? Ok, poți să ai eco, stai să arăt. Ai modul eco, mediu și boost. Ok, deci da, boost, ăsta e, ține bateria mai puțin, probabil că face mai mult, trage mai bine aspiratorul, pe urmă mediu și pe urmă ăsta e mediu, eco, te ține bateria mai mult. Sincer, o să încerc boost-ul pentru că asta nu am avut la celălalt aspirator și hai să dăm prima tură de aspirat cu noul aspirator, Dyson V15. Nu cred că face mai puțin zgomot decât celălalt, face la fel de mult. Cred că îmi spune aici 12:45, probabil că atât pot să aspir cu el, 12 minute și 42 de secunde pe modul acesta. Da, o să știu mai multe despre aspirator după ce îl folosesc pentru mai mult timp, însă cam deodată sunt mulțumită, funcționează, asta e un semn bun. Este o variantă și cu o mai mare. Are mai mult loc aici în destrâns praful și mizeria, însă acela avea aceeași putere de tragere precum V10-ul și eu am vrut să aibă putere să fie mai puternic, pentru că până la urmă din cauza asta vreau un aspirator nou. Ok, cam asta e noul aspirator și Johnny care încearcă să fie în videoul meu. You wanna come say hi? Hi! Și Johnny care e frică de aspirator. Do you want to vacuum a little bit? How do you use this? You press this button. And you have...
Check. Ok, cam asta este videoul nostru cu aspiratul. Cu aspiratorul o să-l folosesc și pe urmă o să fac un review mai mai bun de atâta. Nu uita să te abonezi și să apeși butonul de like și te-am pupat și ne vedem data viitoare. Ciao!